Se termină războiul? Vestea cea mai mare de la Moscova, azi sau mâine. Rusia amenință Ucraina chiar în timpul negocierilor de pace care au loc marți, 29 februarie, în Turcia. Negociatorii ruși au transmis că astăzi sau mâine își vor da seama dacă este ceva promițător sau nu în privința acestor discuții. În caz contrar, operațiunea militară va continua, anunța aceștia marți și miercuri sunt două zile critice pentru războiul din Ucraina, deoarece Rusia a dat un ultimatum în privința negocierilor. Rușii spun că azi și mai ne va fi clar dacă discuțiile dintre Rusia și Ucraina din Turcia duc spre ceva promițător sau nu, a anunțat Dmitri Pescov, secretarul de presă al președintelui rus. Acesta a comentat declarația liderului ceceniei, Ramzan Kadyrov, despre lipsa de sens a procesului de negociere ultimatum din partea Rusiei pentru Ucraina. Știți, eu sunt secretarul de presă al lui, Vladimir Putin și comentez despre Putin. Cât despre soarta negocierilor, aceasta este o întrebare cu adevărat interesantă. Azi sau mâine vom înțelege dacă este ceva promițător sau nu, a declarat Marți Pescov, la o solicitare de a comenta declarația lui Kadyrov, anunță Interfax în caz contrar, operațiunea militară specială iar denazificarea este unul dintre scopurile acestei operațiuni continuă, a anunțat Dmitri Pescov. Anterior, canalul de telegram al lui Kadrov a publicat declarația sa audio, în care șeful ceceniei și-a exprimat opinia că negocierile nu au sens. Kadrov mai insistă că este necesar să se finalizeze ceea ce s-a început. Abia după aceea, consideră șeful Ceceniei, este necesar să luăm o decizie ce să facem în continuare.